Le mulțumesc în schimb tuturor colegilor mei profesori de la toate specializările, indiferent de departamente, Departamentul Român de Teatru, Departamentul Maghiar de Teatru sau Departamentul de Cinematografie, Fotografie și Media, pentru că ne-au deschis ușile larg în toate proiectele lor, ne-au lăsat să ne dăm cu părerea atunci când a fost cazul, dar și atunci când nu a fost cazul. Și aș vrea să le spun celor trei teatrologi absolvenți de anul acesta, așadar Lorenelor și lui Ciprian, pentru că am două Lorene. Că abia acum începe drumul vostru. Până acum ați învățat cum să mai puneți câte o cărămidă mică la cărarea galbenă. Va fi foarte greu, va fi îngrozitor pentru voi, dar sper că va fi cel mai frumos drum pe care îl veți parcurge. Scrieți, jucați, dați-vă cu părerea, propuneți, photoshopați, construiți din umbră și analizați, iubiți-vă actorii și regizorii cu care lucrați și respectați publicul pe care îl serviți. Fiți acizi și nemiloși, generoși și disponibili. Serviți artele spectacolului cu toată convingerea voastră. Indiferent de postura pe care vă asumați, indiferent de rolul pe care îl veți avea, încercați să recuperați memoria teatrului românesc acolo unde se poate și luptați pentru promovarea actului artistic de orice fel. Și din când în când, vă rog din suflet să vă amintiți să mai fiți și spectatori.